Azi, 16 octombrie, este ziua mondială a pâinii. Vă propun un text de Iulian Filip, Pâine de la Iepure. Înserare în ceruri, aprinderea stelelor. Se întorc îngerii în cer, de în lume. Cum se întorc? În tot felul se întorc îngerii în cerul lor. Unii zboară mai obosiți, alții zboară mai puțin obosiți, unii prind pe cer stele mai mășcate, alții poartă stele mai strălucitoare, după cum le-au fost drumurile, după cât de lungi le-au fost borurile, după felul veștelor aduse în cer de lumea cea pământească. Domnul Dumnezeu, urmat de Sfântul Petrea, pășește printre stele, citindu-le cu multă înțelegere și clătinând din capul său luminat. Dă din cap și Sfântul Petrea. Lumea atât de diferită, cu grele, cu rele, cu supărări, cu dureri, dar numai din aceasta e lumea lăsată de Domnul Dumnezeu? Cu de toate lumea, Sfinte Petrea, cu de toate. -i. Îmi place cum urmărești întoarcerea îngerilor acasă, Doamne, Sărât de Domnul întorcându-și ușor capul în partea celui din urmă. Iar mie îmi place Sfinte Petrea, cum îi zici creierului nostru acasă. Și mai îmi place că ai observat ce îmi place la timpul acesta. Să iau aminte și să citesc întoarcerea îngerilor noștri din lumea largă. Unii zboar obosiți de tot, au avut drum lung. Dar uite ce stea luminoasă poartă și cu câtă plăcere o prind în cer în casa noastră. E noi în acest zburări îndelungi, omul, sufletul pe care îl păzește, pe care îl crotește, e pe cării de drepte, pe drumul facerii de bine și de frumos. Sfântule cu ochii și pe celelalte stele. Iar unii îngeri se întorc cu steluțe mai palide, iar unii zburători de-ai noștri încă nu s-au întors, Sfinte Petrea, încă nu s-au întors și sunt mai mulți aceștia din urmă, Petre, mai mulți cu stele palide, ori din întorși, ce Dar cei Sfinte, Observ, Doamne, că îți place să te dai la fereastra asta, care dă spre pământ și să privești, să tot privești, ca și cum ai privi întoarcerea oamenilor. Adevărat, Sfinte Petre, că îmi place să privesc spre pământ și e la fel de adevărat că îmi place întoarcerea acasă și acelor de pe pământ. Sunt atât de diferite dumnele de ajungere acasă. Ai dreptate, Sfinte Petre, când zici că îmi place la fereastra asta. Acasă copii așteaptă nerăbdători. Fereastra e mare, mare și e toată în flori de argint. Se văd bine, bine florile de gheață de pe fereastră, fiindcă luna luminează de afară, și dacă nu ar veni unul câte unul, unul câte unul, cei patru frățiori să privească afară, s-ar vedea și mai bine. Dar ce să vezi prin curândul des al florilor de gheață? Și dacă nu se prea vede printre flori, frățioria ascultă, întorcând aici o ureche, aici alta mai spre fereastră. Prăiesc printre flori de argint ale lui Mozger, dar nici nu se aude ceea ce așteaptă să audă, nici se vede ceea ce ar vrea să vadă, de aceea prind a cânta. Nici nu se îndoamnă unul pe altul. E cântecul așteptărilor lor. L-așteptăm pe tata. Acuși vine tata. Iată vine tata. Luni mai vine tata. Veșnic vine tata. Vino, vino, tată, poate ești la poartă, hai, deschide poarta, hai, intră pe poartă, hai, închide poarta. Părtița deschide, portița închide, ușița deschide, ușița deschide ei. Încă nu vine, încă nu se deschide ușa, nici poarta nu s-a deschis, dar tu, ușa, să mai încercăm o dată cum să nu se bucuri mama celor patru frățiori, văzându-i cu cât drag și așteaptă părintele. Întrecere de la o treabă la alta, câte mai sunt de făcut într-o casă cu patru copii și un soț, care iată, iată, trebuie să vină, îi observă cu grijă cum se îmbolze să prindă locul mai potrivit la fereastră, prin care ce să vadă? Ia luați seama să nu stricați sticla ferestrii cu nasurile voastre cele împărate. Avem noi grijă, mamă. Ți-aude? Pașii tatei. Cu adevărat, pe sticla luminată a ferestrei înflorate se vede umbra în trecerea tatălui de la poarta ogrezii spre ușa casei. Așteptătorii nu știu ce să aleagă: să rămână la fereastră, ori să s arunce la ușă, aleg să rămână lângă fereastră, dar cu fața la ușă, ca niște pălării luminoase de floarea soarelui. Și florile soarelui nu încetează să cânte. La așteptăm pe tata, acum și vine tata. Iată vine tata, porțile închide, ușița deschide, ușița deschide ei la atâta cântec ca așteptător. Cum să nu se deschidă ușa? Ușa se deschide repezit, părintele se strecoară înăuntru și închide grăbit ușa să nu intre frigul în casă. Dă cu ochii de copii, apoi se preface că studiază nespus de atent și îngrijorat sticla ferestrii. Ia ce ați făcut din florile crăiesei. Care flori? Care crăiasă? Se dezbracă gale tatăl, scotărându-și căciula de zăpadă peste dânsii. Apoi, crăiasa iar n-a muncit, a muncit, ne-a înflorit ferestre, iar voi cu năsucurile voastre ce-ați căutat prin flori? Nu cumva năsucurile voastre au devenit albine? Ce mere ați cules? Te-am așteptat pe mata, cum să nu se topească de această așteptare? Nu numai zăpada de pe căciul a pus în cui inima tatălui, dar se încălzește și inima mamei care privește pe toți din pragul bucătăriei. Mama are treburile ei în destula în casa cu cinci bărbați. Tatălui îi aburcă pe toți pe genunchi, toi flăcăi pe unul, alții doi pe altul. Și eu rătăcesc printre florile celea? Cine a adus? Dar voi ce-ați cules prin acele flori? harnici albine, bine. pe cine ai întâlnit? Mai bine nu mă întrebați că tare s necăjit. De ce? Mai bine nu-l întâlneam că mai era să mă răstoarne. Cine? Iepurile cine altul? Care alerga de prăpădenie. Unde alerga? Cum să vă spun? Copiii se răsucesc pe genunchi tatălui ca să-i vadă mai bine fața și ochii mijiți, care privesc pe geam departe, parcă în partea iepurilui, iar ochișorii se lărgesc, se fac mai mari. Și noi de mirare că văd cu acești ochi, văd aievea cum se luminează răscrucea întâlnirii tatălui cu iepurile. Acasă alerga la iepurașii săi. Are și iepuraș? Altfel, pentru cine ducea sarmanul pânica lui cu atâta grabă? Dar de ce în grabă? că sunt flămânzi copiii, iepurași, iată de ce. Și noi suntem flămânzi, cine ne-ai adus? Nici nu știu ce mi-ai dat iepurile. Ce ți-a dat iepurile, tată? Îmi tot cerea iertare că ne-am ciocnit. V-ați ciocnit? Ne-am L-a iertat? Dar voi cum credeți? L-a iertat. L-am iertat. Da iepurile? Iepurile nu m-a crezut. Dama ta? Eu îi zic, se întâmplă, nu nimic iepure, te iert. Da, iepurile? Tot nu m-a crezut. Dama ta ce ai zis? Îi zic, eu te iert, iepure? Iar tu poți să mă crezi, ori poți să nu mă crezi, însă eu mă grăbesc acasă la copilașii mei care mă așteaptă și sunt flămânzi. așa -i, te așteptăm și nu suntem flămânzi, dama ta și eu sunt flământ. Nu, ce ai zis iepurile? Că mă duc la copilașii mei flămânzi. Da, iepurile? Iepurile? Iepurile mă întreabă, ai și mata copii? Îți flămânzi? Te așteaptă?" îi zic. Mă așteaptă și sflămânzi. Dar iepărle, a rupt pâinea în două și... Și? Și mi-a pus pânica în buzunar. Dar nu găsesc buzunarul cu pânica de la iepuri. Mi se pare că l-am pierdut. Cum? Nu vedeți că nu-l găsesc? Se vede că l-am pierdut. Ei, unde te-ai pornit, buzunarule? Aici, minune! Buzunarul cu pâinea de la iepure arde din răbdare să fie găsit se desprinde, se înalță zburător, dar zboară greu și jos căci ce cu plinul. Pânica iese singură, singurică din buzunarul zburător și zboară și ea, dar din zbor se împarte singură, singurică câte o bucățică fiecare ție, și ții și ție și mamei și, și, și tatei. Doamne, ce gustoasă e pânica de la iepure! Mama ducea bucată pe masă, dar pânica, pânica de la iepure, ce pașnică și luminoasă, molfăială! copiii se privesc unii pe alții, se întrec la creștere, dar nu știu ce îi se pare că vede unul dintre frățiori că își întrerupe mâncatul cu o întrebare deosebită. Oare mănâncă și epurași acum? Dacă a ajuns iepurile acasă, mănâncă și epurașii. O fi ajuns că iepurile leargă repede. te a le aleargă el, dar casa iepurii e mai departe decât casa oamenilor și mai era cu plinul. Dar câți epurași are iepurile? Tată, mai mulți decât voi. Dar voi sunteți mulți? Mamă, dar noi suntem mulți? Mama își trecea privirea caldă peste măsuța la care s-au strâns pe și nici nu-i numără. Dar de unde mulți? Dar cât sunteți? Eu încă nu pot număra, că mic. Dar eu pot număra până la trei și noi suntem mai mulți decât trei. Se îndură aducătorul de pânică de la iepări și încearcă să răspunde pe înțelesul aritmicilor. Iepurașii, iepurile acela sunt de trei ori mai mulți decât noi. Nouă! Unu, doi, trei! Unu, doi, trei! Unu, doi, trei! Sunt mulți! Dar dacă sunt mulți, mai mulți decât noi, le-o fi ajuns la tot pânică. Mama se oprește locului, urâtă de întrebarea neașteptată și pune mâna pe căpușorul luminat al întrebătorului. Cum adică? Dacă iepuri le am împărțit pânica cu noi, oare le-a ajuns pânica rămasă pentru toți, dacă zi, de trei ori câte trei? Mie mi-a mai rămas pânică, n-am mâncat-o pe toată și mie. Tată, mamă, nouă ne-a rămas pânică, să vă fie de bine, mâncați-o și creșteți mari și buni. Da, iepurașii, dar dacă iepurașilor nu le-a ajuns pânică, du iepurașilor pânică, tată, te rugăm. Mama e și mai uruită de rugămintea căpușorului luminat decât de întrebarea din tâi. Cui să ducă tata pânică? E purașilor. A doua minune se întâmplă cu buzunarul ducător de pânică. Zbară deasupra mesei, iar pânica rămasă prinde a se din mâinile copiilor, întregindu-se în zbor și n-are încotro tata. Se îmbracă și se gătește de drum la e puraș. Dacă ziceți voi, e frumoasă venirea tatălui, dar copiii se dau buluc la fereastră să vadă și plecarea tatălui la întâlnirea cu iepurile și îl așteaptă. Deja îi așteaptă cu nerăbdare și cu ca așteptarea. La așteptăm pe tata, o să vină tata, porțile deschide, porțile închide, e purașul râde. Careva din ceruri privește spre pământ. La fereastra deschisă spre pământ, Domnul Dumnezeu, Sfântul Petra și un buluc de îngeri privesc ca la televizor ceea ce se întâmplă jos și le place cei ce văd. Doamne, cât cât de mai pot fi oamenii! Ta, Sfinte Petrea, taci ce odihnește sufletul cu asemenea priveliști luminoase. Îngeri înțeleg să rea judecată divină îngânându-o. Priveliști luminoase, de stele născătoare, în suflete, pe case, pacea să coboare. Domnul Dumnezeu și-a trecut ușor palma la coada ochiului, colegând o, o rouă caldă și binecuvântată îngânarea îngerească. Amin. -i, casa epurașilor plină de nerăbdare La fereastră, cei nouă epurași țin pulcul de urechiușe drept în sus, întoarse spre florile de argint, luminate de lună, așteaptă și ei, dar cânt altfel decât epurașii omului i-a rămas încă un deal și o vale de trecut, val cu val, val după val, drumul lung, drumul temut. Vine tata ce ne aduce, varză albă, ferfeniță, oricât un morcov dulce pentru fie ce guriță. Iată se aude poarta, iată tata se aude, iată se închide poarta, iată ușa se aude. Iepole intră pe furiș în casă dar e numai un zâmbet larg în partea corului de poraj așteptători. O să răgușiți cântăreții tatei. N-i mai ușor așa să te așteptăm. Ce ne a adus? Nici nu știu ce mi-a dat omul cu care m-am ciocnit. Te-ai ciocnit cu omul? Alerga de da sufletul din trânsul sărmanul. De ce alerga? Iepor li se așeză pe prag, a povesti pe așezate, și epurașii fac cu ochii mari, mai să vadă și ei răscrucea întâlnirii tatăl lor cu omul. Se grebea acasă, dar se grebea, nu șagă dacă ne-am ciocnit, și nu credeam că l-am, că nu m-am supărat pe el, și îmi cera iertare bietul om aproape că în genunchi. Dar ta, da eu, eu ce? L-a iertat? Iertat? Cum să nu? L-am iertat îndată, da omul? Ce omul? Te-a crezut? Ce-a zis omul? Că n-a vrut să ne ciocnim, dar tare se grăbea. Unde se grăbea? Acasă, la copii, a care așteptau flămânzi, mititei. Și noi suntem flămânzi, damata, și eu sunt flământ. Nu, ce ai zis? Că nu mă supăr, că îl iert. Dar el nu m-a crezut, da, I-am zis, pot să mă crezi, pot să nu mă crezi, dar eu aler la și mei flămânzi care mă așteaptă nerădători Dar el, dar el zice, și tu ai copii, sunt flămânzi și mi-a vrut o bucată de pâine. Iată, pânică de la om. Pânica se împarte singură, singurică, e porașul în fulică, lacom priviți de părinții care mai aduc la pânică și alte bucate, dar pânica, pânica, gustoasă-i pânica omului, foarte gustoasă acum, toți copiii omului o fi stând la masă. O fi că ce mai aproape casa omului decât casa noastră, de răscrucea unde ne-am ciocnit. Bun om dacă am împărțit pânica asta atât de gustoasă. Bună pânică și destulă, că mâncăm, mâncăm, nouă frați înfometați cu mama și cu tata, iar pânica mai rămâne. A fost atât de mare pânica omului și dacă ne-a dat o nouă ta pânică, n-a rămas careva dintre copiii omului flămând. Dar dacă nu le-a ajuns omului pânică, la bănuiala aceasta toți și își privesc pânica ce le-a rămas, o întind fiecare, spre părintele aducători de mâncare. Iar din bucățele bucățelele lor se face o pâine îndeagă, mult mai mare și mai frumoasă decât cea adusă. Dole pânica tată, te rugăm! Văzând asemenea minune, mama epurașilor îl petrece pe iepuri până la ușă, prin care iese pâinea mai întâi, iar micuțele dau din nou la fereastră. Și ar vrea să vadă cum va fi întâlnirea celor doi tați, și ei așteaptă tatăl ca să le povestească întâmplarea, iar ca așteptarea să treacă mai repede cântă. Are de trecut trei dealuri, patru voi se va tot duce, val cu valul, în șir de valuri, drumul lung până la răscruce. Două pâni la o răscruce. Vine pe drumul lui omul cu o pâine mare care umitor, crește tot, mai crește în drumul mergătorului. Vine pe drumul său și iepurile cu mândrețea de pâine crescută și ea. Parcă ar fi un tablou de nuntă cu schimbarea colacilor frumoasă răscruce. Oare de unde s-ar putea vedea cum dintr-o parte luminează cald fereastra cu patru capete ale frățiorilor îngrijorați? Ca să mai vorbești, când ai asemenea copii, când ai asemenea epurași, se deschid cele două ferestre, se desprimăverează și ce ei se aude e un cânte cântat de toată lumea. Pâinea împărțită, lumea înfrățită, împărțirea pânii creșterea luminii. Râs, surâs, gurițele, se mulțesc pânicele, pentru toți copiii de pâine să știe, de pace să știe, de frumos să știe, bine să le fie, bine să le fie. Plânsul din ceruri și ce crește pe pământ de la lăcrimarea cerească. Ea închide Sfinte Petra fereastra și petrece zborătorii noștri la culcare. Uite ce ai făcut! Dar ce s-a făcut? E bine, Doamne! Au plâns la fereastră deschisă spre cele frumoase ale celorlalte de pe pământ. De ce să plângă dacă-s frumoase cele văzute din fereastra asta? De dragoste au lacrimat, ca și tine, Doamne! Iar în lacrimile tale și ale lor în ploaia plânsului tău și al îngerilor, pânica a de purașului și a omului. Privește, privește, Doamne, cât de frumos crește se mulțește, de la împărțit se mulțește pâinea Ta, Doamne. Nu numai pâinea, Sfinte Petre, nu numai pâinea împărțită devine mai multă. Toate cele bune, toate cele frumoase devin mai multe, mai destule, când știe a le împărți cu mai mulți, cu cei mai înfometați, cu cei mai însetați, cu cei care au mai mare nevoie, cele împărțite. Dar închide fereastra, Sfinte Petrea, că și mâine e zi, iar aripioarele zburătorilor noștri au nevoie de odihnă, de somn cu vise, de somn cu vise frumoase, aici, iduma văzute adinea pe pământ. Sfinte Petrea, închide fereastra, că au nevoie de odihnă și zburătorii noștri. Îngerii se îndreptă cu greu la fereastră, reluând felul lor frumos de încânare a gândurilor divine. Domnul și îngerii plâng pe lumea frumoasă, se întorc, se adună, se restrâng, cei dragi pe acasă, drumuri luminoase, până în pragul casei. Sfântul Pietre mai rămâne cu ochii pe pământ și nu mai zice nimic domnului. Închide fereastra, dar vede chipul lui luminos întors spre pământ și se mai văd lacrimile luminoase ale plânsului său, trăpângând fereastra, cerul, văzduhul și intrând în pământ. Iar din locul căderii lacrimilor dumnezeiești, răsar spice care se desfacă încet, încet, Scoțând la iveală pâlnițe clătinate cu dragoste, și pornite în zbor spre copii, spre toți copiii și spre voi. Atât de mult îmi place că vă grăbiți acasă! Atât de mult îmi place că vă grăbiți acasă! E cea mai frumoasă lumea care zice acasă! Cum ziceți voi? Cum zic eu autorul acestei aritmie superioare? Dar de ce vă grăbiți acasă? Că și eu mă grăbesc și știu de ce. Să vă spun și vouă! Fie! Am spus-o de mai multe ori, iar aici o să vă răspund cu un cântec. Eu am scris cuvintele, iar muzica a eliberat-o din cuvintele mele, compozitoarea Daria Radu. Am casă frumoasă, că e casa mea. mi bine acasă, mi-i dulce nea. Acasă am mamă și tata am, și o viță de poamă cu noi ce mai neam. Acasă la mama, acasă la tata, ce dulce e poama, ce dragă mi-i poarta. Ce vise frumoase aici, când te culci, ce pâine acasă, ce cântece, dulci.